Practic sportul de la 6 ani. La baza mea a stat tata, care m-a îndrumat să practic sportul, fiindcă prin sport ne caracterizăm, sportul ne disciplinează și sportul ne motivează. La baza a stat tata, dar mama nu vrea să practică acest gen sport, fiindcă este un sport violent, dar la moment de față este mereu alături, la fiecare luptă de-a mea, nu lipsește nici la una. Mă încurajează, mă motivează și a zis, eu mi-am ales acest lucru, eu trebuie să-l practic și ea mereu o să mă susține. Atracția de K1 a apărut probabil când am venit la Chișinău, la studii. Am venit în sala asta Leon Club. Sportivii, băieți erau toți motivați să lupte. M-a atras acest gen de sport, fiindcă lupți și la propriu și la figurat. M-a motivat să lupt, să merg înainte, să obțin noi victorii, să mândrească cu mine părinții, prietenilor mei, antrenorii și toți care mă încurajează și mă susțin. Am un idol, este un luptător din Grecia, Mike Zambidis, care urmez Pașii și mă sferuiesc să iau câteva elemente, câteva exerciții care mă ajută pe mine în luptă să înving. Cel mai dificil adversar a fost luptătorul din Morocco. Lupta cu așa un stil care niciodată n-am întâlnit, era un luptător mai dificil pentru mine, dar atunci am pierdut la puncte, dar m-am ținut bine. Pe 24 iunie am luptat în Japonia, în orașul Tokyo. Unde se luptă într-o piramidă de 8 cei mai buni sportivi în categorie de 65. Să reprezint țara, în primul rând, că sunt patriot țării mele. Desigur îmi doresc victoria. În postura de campion mondial mă simt tot același băiat, tot același om cum și eram la începutul carierei mei de sportiv. Sunt mândru de ceea ce obțin, dar tot am rămas același cum și am fost.